Nu plec din casă în ziua în care nu pot să fac bani. Nu plec din casă în ziua în care nu pot să fac bani? Da. Deci fiecare zi când plec de acasă, eu trebuie să fac bani. Pentru că putem să povestim ce vrem noi, că inima, că sufletul, că nu știu ce. Fără bani ești un nimeni. Și mai mult de atât, fără bani nu poți să ajungi pe alții. Mulți văd marketingul ca fiind o cheltuială. Cum vezi marketingul și ce înseamnă reclama pentru un business și ce îi spune unuia care contestă că reclama e importantă? Orice contestare de chestia asta, să știi că pe mine nu mă interesează. Știi de ce? Pentru că lucrurile le fac extrem de sincer. Tot ce fac eu este, are o bază atât de sinceră și transparentă încât nu mă interesează cărcotași. Poate să spuneți orice, că fac dintr-un motiv sau fac pentru un... Nu mă interesează. Vreau să-ți arăt ceva. Astea sunt casele pe care eu le edific la Suceava. Așa, fac un cartier care se numește Hollywood Villas. Pe lângă asta, așa, mai fac încă Ce ceva. bine arată. Ne-am făcut și cu designer și cu arhitect, exact cum faci tu, probabil. Vreau să fac un bloc care să se Wow. numească Renașterea Bucovinei, cu piste de elicopter, exact cum ai și tu. Vreau să te întreb ceva. Nu știu să vând apartamente, nu știu să vând case, deși când aveam 21 de ani am făcut o casă, am vândut o casă cu un profit de 35.000 de euro, am băgat bani în două case, când aveam 22 de ani, și m-a prins criza în 2010, atenție, m-a prins criza în 2010, neștiind ce să fac cu ele și am aruncat toată vina pe criză. Ceea ce mi-am dat seama recent e că acea criză a îmbogățit pe alți oameni. Și te-am analizat și pe tine și ți-am urmărit videourile și ești o sursă mare de inspirație pentru mine și vreau să te întreb, cum se vinde un apartament? Cel mai mare interes pe care l-am eu este să duc un plus valoare omului. Pentru mine, întotdeauna, omul este în centru atenției și în muncă, în muncii pe care o depun. Punându-mă în locul clientului și în nevoile lui, am creat partea aceea emoțională care tu ai nevoie la orice produs ca să o împachetezi într-o chestie asta emoțională care este una foarte importantă. Pentru că omul are anumite nevoi și eu trebuie să fac ca om care îi pasă de el să îndeplinească aceste nevoi. De aici pornește totul. Îți dau un exemplu. Apropo de criză. În 2009, când a prins pe mine criza cu un proiect aproape finalizat și cu alt proiect cu aproape 2 milioane de euro datorii la bancă, neavând un business plan, neavând nimica, doar o idee care eu cred că a fost o idee divină. De ce spun chestiunea asta? Pentru că sunt prea simplu și nesemnificativ ca să-mi vină mie astfel de idee. Și atunci am zis, ok, m-am rugat foarte mult, sunt un om credincios, iar totul ce am și ce am făcut, eu cred că Dumnezeu a intervenit în tot ceea ce am făcut. Și am spus, domnule, până acum am făcut un produs. Un exemplu, două camere le făceam undeva la 65-70 de metri pătrați, prețul de vânzare 100, 1600 de euro pe metru pătrat. Și a venit criza și a zis, domnule, hai să analizez un pic piața și am constatat că în Germania se fac două camere la 50 de metri pătrați. Zis, domnule, dacă în Germania oamenii pot să stea în 250 de metri pătrați, înseamnă că și românii pot să facă chestiunea asta. Și am redus suprafețele semnificativ de la 70 la 50 de metri pătrați, având în vedere că toată lumea era în depresie, a scăzut foarte mult costul de producție. Și atunci am scos un metru pătrat la 800 de euro, jumătate din ceea ce a fost înainte, minus acele 20 de metri pătrați, 20, dacă iei doar 20 ori 1600 sunt 32.000 de euro. Și am scos un produs pe piață exact pentru nevoile, apropo ce spuneam înainte. Dar cum ți-ai dat seama? Că asta e o idee genială, e o decizie genială. Disperarea era atât de mare încât eu m-am abandonat 100% în mâna lui Dumnezeu. Mai mult de atât, aveam așa un entuziasm, eu povesteam de proiecte care vreau să le încep. Gândește-te așa, am bătut la bancă, la ușă la bancă, zic, domnule, dați-mă încă un an de zile, era scadență, trebuia să plătesc. Băncile normal, ei au acceptat amânarea asta. Și am scos un produs în aprilie 2008 în care oamenii stăteau coadă. De ce? Vindeam undeva la 100.000 de euro două camere, aproape 100.000, și am scos la vânzare la 39.000. Domnul, lumea era șocată. Eram primul din țară. Din Brașov toți au plecat. Eram singurul dezvoltator în Brașov care mai rămăsese. Și atunci am scos aceste apartamente și lumea a zis, băi, tu ești nebun, cum scoți la 800 de euro, având în vedere că
Producția costă 800 de euro. Deci, oameni buni, voi habar n-aveți ce vă așteaptă. Și știi care a fost partea interesantă? Familia mea, prietenii mei, părinții mei, toți au spus că sunt nebun. Dom'le, n-are cum. Dar pe mine niciodată nu m-a interesat, nu m-am lăsat de influența de altcineva. Pentru mine este foarte important dacă îmi pun ceva în cap, dar acel ceva și trebuie să aibă. Să fie un plus valoare, cum spuneam înainte, pentru om, că îmi pasă foarte mult de oameni. Și eu mă rog, am doar atâta, Doamne. Și dacă plec din țara asta, fără să-și câștig un leu, dar te rog, nu mă lăsa să las în țara asta niște datorii. Și era vorba de datorii la bancă, alții nu le interesează datoriile. Gata, nu a ieșit, a plecat, nu. Și atunci, după 9 luni de zile, după ce am lansat acest proiect, mi-am plătit ultimul leu la bancă, datoriile înapoi. Și câștigai ceva cu 800 de euro metru pătrat? Știi cu cât a scăzut prețul de producție? Eu mi-am făcut business planul, dacă îi povestești la oameni de business, spui, băi, ăsta e dus. Și ce-am făcut eu? Zice, acum este 800 de euro. Și am spus, am pus un minus acolo 30%. M-am dus la toți surbantreprenori și spus, domnule, ăsta e prețul de care pot să ți-l dau de acum. M-am dus la materiale și știi cu cât a scăzut? De la 8 la 400 de euro. Deci costul de producție s-a înjumătățit. Păi normal că faci profit. Și uite de acum, mii de apartamente construite, datorită unei idei geniale care, după părerea mea și după convingerea mea, a venit doar de sus. Eu provin dintr-un sat de 1000 de persoane. Părinții mei au lucrat în agricultură. Eu am început în agricultură. La 16 ani de zile m-am plecat în Germania și de la 16 ani am avut un motto. Nu plec din casă în ziua în care nu pot să fac bani. Nu plec din casă în ziua în care nu pot să fac bani? Da. Deci fiecare zi când plec de acasă, eu trebuie să fac bani. Pentru că putem să povestim ce vrem noi, că inima, că sufletul, că nu știu ce. Fără bani ești un nimeni. Și mai mult de atât, fără bani nu poți să ajungi pe alții. M-am dus la administrația blocurilor și am măturat, am cosit iarba, am șters pe genunchi casa scării, m-am dus cu tatăl meu, eu jucam fotbal la junior, la 11 trebuia să fiu la stadion, mă sculam dimineața la 5, mergeam la coasă și știi unde am cosit? La groapa de gunoi, că neamțul niciodată nu mergea acolo să facă munca aia. Știi câți bani făceam în două duminici? Eu 2500 de mărci și tata 2500 de mărci. Și ce înseamnă era asta pe vremuri 2500 de mărci? O groază de bani. Și așa am totul făcut-o. Școala nu mi-a plăcut, pentru că dacă făceam școală, nu făceam ce făceam acum. Da? Iar în permanență am avut minim două joburi. Eram șmecher în Germania, aveam un post de șef de secție într-o firmă care făcea cosmetice. Tot era bine. Dar tată, veneam acasă, mi-era foame. Adică foame în ghilimele. Mergeam la doilea job. După aceea m-am ocupat de construcții. Ziua mea începea de dimineața la 5 și se termina noaptea la 11 sau la 12. Asta am spus, trebuie să-mi sacrific o parte din viața asta ca să am o bază de pornire. Eu la 25 de ani aveam o casă cu 3 apartamente în Germania. În Germania, la 25 de ani. 5 ani de zile nu știam ce înseamnă concediu, era un calcul. Mă duc un concediu, cheltui niște bani, rămân acasă, câștig niște bani. Și am dublu câștig. Pentru că din nimic nu poți să faci, frate, nimic. Și atunci eu m-am muncit și am spus, domnule, trebuie să muncesc. Până la un moment dat, trebuie să muncesc foarte mult ca să am o bază. Și mai există și o lege asta în care cred eu. Când Dumnezeu vede că ești dispus să te sacrifici, să muncești și să te încrezi în El, nu există noțiunea de eșec. Ai și perioade în care ești demotivat, nu-ți iese una, nu-ți iese alta. Dar sub nicio formă n-ai voie să abandonezi. Și acum vreau să vin acum la conceptul ăsta care l-am gândit, care este un concept unic în lume. Noi facem primele locuințe multifuncționale din lume. Și spun care a fost ideea. Toate locuințele în momentul acesta se fac cu pereți rigizi, corect? Deci se spune locuințe funcționale, de fapt sunt desfuncționale. Este o porcărie de fapt ce se face. De ce? Tu cumperi 50 de metri pătrați și ce utilizezi? Maxim 16-18 metri pătrați în sufragerie. Partenera ta sau soția ta sau cineva fi stă în bucătărie, este o ruptură socială, copilul este aici sau este în sufragerie. Corect? De ce cumpăr eu 50 de metri pătrați și utilizez doar 18? Spune-mi o logică. Unde este o logică? Și zic, Doamne,
ce pot să fac? Trebuie să fac ceva, trebuie să schimb ceva. De ce? Pentru împăseat de clienții mei. Și acum îți fac o demonstrație ce se întâmplă cu conceptul ăsta pe care l-am gândit. Și pe lângă lucrul acesta, dormitoarele în timp de zi toate sunt neutilizate. Nu găsești un dormitor care poți să-l utilizezi ziua. Bine, mai faci tu câte ceva ziua, foarte mai rar, dar de regulă îl utilizezi noaptea, înțelegi? Dar dormitorul ăsta îl transformă în ce vrei tu. Și acum rog colegii să vezi ce se întâmplă cu o culință de două camere, cu pereți rigiți și se întâmplă în timp de câteva secunde. Îl transformă într-un open space și care este consecința? Utilizezi toată suprafața achiziționată, nu doar o părticică din ea. Deci asta e mare, mare prostie ce se face, construiești ce? Ca să utilizezi doar o treime? Uite ce se întâmplă cu spațiul acesta. Tu vezi ce s-a întâmplat? Uite, în timp de câteva secunde, ce s-a întâmplat? Simți nevoia să intri în spațiu. A, exact. Asta înseamnă ambianța. Schimb ambianța, schimb cultura de a trăi. Deci vii cu drag acasă pentru că ai un spațiu super mare, corect? Ăsta este dormitorul. Dormitorul ăsta 12 metri pătrați. Ești de acord că nu-l folosești ziua? Pentru că ăsta deranjează. Că n-ai ce face aici. Și acum uite ce se întâmplă. Uite-te aici. Este dezvoltat la cel mai mare nivel ingineresc posibil. Dezvoltat 100% în Germania. Dar am o curiozitate. Nu te tem să-l fură cineva? Conceptul? Știi de ce mă tem eu numai în viață? Doar de Dumnezeu. Temerea nu există. Știi ce zice? Și ce Max Lucado, un mare scriitor, zice temerea este o jignire la adresa lui Dumnezeu dacă tu crezi în Dumnezeu. N-ai cum să te temi. Cum să te temi de ceva dacă l-ai Dumnezeu? Păi asta este ideea lui Dumnezeu. Uite aici. Tu ai văzut ce s-a întâmplat? S-a transformat într-un birou. Ascult, ascultă-mă, inclusiv la detaliu ne-am gândit ca tu să nu muți nimica de pe birou, că omul este comod. Și acum, sigur... Stai puțin, cum... N-am înțeles cu dosarele astea cum se întrege. Păi, în supat. Că asta merge la podea și asta rămâne totul. Ca tu să nu muți nimica. Ah, înțeles. Înțelegi? O să vezi când coborâm. Okay. Deci e gândit în ultimul detaliu încât tu să nu muți nimica, că omul e comod. El nu vrea să aibă vreun deranj. Singurul deranj este să iei scaunul ăsta și să te pui acolo să muncești. Altă variantă, un loc de joacă pentru copil. Ai copil. Vrei să ai liniște. Ai dat drumul la asta, îl bagi aici în cameră, dacă vrei să socializezi cu el, l-ai deschis, dacă vrei să ai mai multe liniște, vrei să te uiți la un film, l-ai închis și ai un loc de joacă sau o sală de sport. Uite-te cap-coadă, aici peste 10 metri, un open space. Aici poți să bagi 30 de oameni fără să ai vreo problemă. M-a întrebat jurnalistul, zice, domnule, dar vindeți și la concurență? Și m-am uitat la el, băi omule, eu l-am făcut pentru om, nu l-am făcut pentru mine. Eu vreau ca fiecare om care are nevoie de chestia asta să se beneficieze de el. Nu am făcut-o pentru mine. Tot ce fac și Dumnezeu mi-este martor, o fac ca să ce? Ca să duc un plus valoare, un plus de fericire fiecare om unde pot. Și știți ce e partea frumoasă? Acum noi avem 8600 de apartamente vândute, da? Am putut să lăsăm amprenta națională. Însă, acum cu asta, ne lăsăm amprenta mondială. Și fiecare produs de asta va primi și eu o poveste frumoasă, emoțională în spate, ca să vadă care a fost temelia pentru acest concept. Ți-o dat-o cineva sau tu ai născut ideea? Nu. Și vreau să spun ceva cu dat-o și din astea. Ideea a venit din dorința maximă de a optimiza ceea ce vând. Adică să fac un bine omului. Să nu-i livrez ce livrează milioane de oameni. Eu vreau să livrez ceva autentic și vreau să spun ceva legat de asta. Eu am refuzat în tot timpul să citesc niște cărți care să mă influențeze. Știi când le-am citit? Când am avut ideea creonată, când am vrut să mă duc pe un drum, am citit să văd confirmare dacă funcționează, dacă ceea ce am este o chestie reală sau o chestie, o fantezie. Și atunci... chestia autentică, așa se naște. Nu mă l-ați influențat nici de asta, nici de asta, nici de asta. Singurele cărți care le citesc în permanență sunt cele spirituale, că am nevoie de hrană spirituală. Însă celelalte mi le iau ca confirmare, pentru că mă influențează în gândire și mă limitează. Să dau un exemplu. 4 echipe de ingineri au încercat să facă acest produs. 4 echipe de ingineri au eșuat lamentabil. Știi cine a făcut-o? Un văr de-al meu care este electrician și fiul său care este bucătar. Adică eu, tâmplar, am avut ideea,
bucătarul și electrician au pus în practică și oameni care au 30 de ani de zile experiență în domeniu, spus, domnule, este cea mai tare lucrare inginerească care am văzut în ultimele 30 de ani de zile, din Germania. Bă, tu înțelegi? Aici ai măreția lui Dumnezeu dacă vine cu ceva. Deci, bă, ne chinuim noi. Da, putem să facem și mergem și mergem și mergem și se întâmplă aceeași lucru cu toți, mergem comuni. Bă, vrei să faci ceva, tău, ceea ce încerci tu să faci și faci, trebuie să faci altceva. Bă, autentic. Când ai simțit că ai trecut de la serial la companie? Niciodată. Pentru că eu tot timpul mă simt de la ce ajung. Când m-am dus și am mulți vacile, că le-am mulți. Deci știu cum să se mulgă o vacă, cum se folosește o sapă și cum se folosește o coasă. Eu mă simt de la aceeași om atunci ca și acum. Eu n-am o schimbare. Știi ce le spun la prietenii mei? Băi, dacă observ că o iau razna cu ceva, te rog frumos, potolește-mă. Asta nu înseamnă că pot să folosesc un elicopter, că să pot să-l osfesc cu un Ferrari și așa mai departe. N-am nicio jenă cu chestia asta. De ce? Pentru că în opinia lui Dumnezeu nu este o rușine să fii bogat. Este doar o rușine de a nu te implica și de a nu-ți pasă de ceilalți. Asta nu este în regulă. De-aia eu mă simt de aceeași om. De asta oamenii este uimit. Bă, ăsta se uită cât de așa lua la mine, cât deodată. Bă, dar ăsta e normal. Frate, da. Deci, în momentul ăla când simt că s-ar schimba ceva în mine, în momentul ăla mă opresc. Pentru că singura dorința mea este, eu plec din casă ca să fie o binecuvântare pentru omul cu care mă întâlnesc. Asta este un motto al meu. Plec dimineața din casă, eu trebuie să fie o binecuvântare pentru omul cu care mă întâlnesc. Puteți să întrebați toți angajații și tu care se întâlnesc cu mine dacă le încar pozitiv, dar dacă se simt cumva într-un disconfort că se întâlnesc cu mine. Dacă ajung acolo să aibă un disconfort, atunci am o problemă. Asta e pasiunea vieții tale? Să faci blocuri? Nu. Eu sunt cel mai mare oportunist. Cum adică? Cum adică? Trebuie să fac ceva unde pot să ajut omul, indiferent ce ar fi. Dacă acum știu, mă știe că pot să ajut omul ca să le aduc la alt nivel de fericire, eu mă duc și îi mătur strada. N-am o problemă. Toate blocurile astea? Tot. Toate blocurile sunt tale? Tot. Păi am ajuns la 100 de blocuri, nu știu. Și cum te simți când mergi într-un oraș al tău? Practic e ca un oraș. Mă simt cel mai recunoscător om față de Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat. Eu nu simt nicio mândrie. Dimpotrivă, simt o povară de o responsabilitate mult mai mare pentru că Dumnezeu mi-a dat mai mult ca al cuiva. Deci totul... Și stai, aici numai Brașovul. Am Târgu Mureșu, am Constanța, am Sighișoara și am Sibiu. Dacă vezi un om de aici coboară jos, se pune în față ta și te oprești, spune, bă, încurge apă din apartament, mi-ai dat un apartament, vai de capăt. Instantaneu fac orice ca să meargă să se rezolve, pentru că eu mi-asum. Când e Maurer a vândut, Maurer răspunde pentru chestia asta. Și eu l-ajut și dacă are o problemă personală. Mi-asum asta. Asumarea este cel mai important lucru în viață, să-ți asumi ceea ce faci. Nu să cauți scuze, pentru că sunt foarte mult în țara asta care trăiesc pe chestia asta. Nu-și asumă nimic. Asumarea. Iar aici eu puteam să fac multă speculă cu terenurile. I-am spus, eu am venit să muncesc și să produc ceva în țara asta. Să-i dau ceva, că ea îmi dă ceva. Eu nu mă duc și cumpăr, fac o speculă și mă duc și iau niște bani. Eu am venit aici să dezvolt și să las amprenta. Asta e cel mai important. Și depinde cum îmi las amprenta. Înțelegi? Cum îmi las amprenta la urma urmei. Deci aici, asta e pentru mine extrem de important. Că trec pe acolo cu 100 de blocuri, pur și simplu îi mulțumesc la Dumnezeu pentru ceea ce... Când ai fost cel mai bucuros? Când ai văzut toate blocurile sau când ai făcut primul bloc? Nu, știi când a fost cel mai bucuros? Când a fost cel mai... punctul culminant? Când am început proiectul acesta, atenție, proiectul cu 2 milioane de euro aproape datorii și 850.000 de euro aportul propriu, am băgat 35.000 de euro în marketing. A fost capitalul cu care am construit 8.600 de locuințe. Atât, 35.000 de euro. Cum tu erai atât de dator și ai avut tu pe eu să faci 35.000 da. De euro? Păi nu tape omule că te manipulează ăla de sus dacă vrei să faci bine. Tu numai trebuie să te pui la dispoziție. Așa se funcționează lucrurile. Și punctul cel mai fericit, știi care a fost? Când am văzut că am vândut prima lună 85 de locuințe, am spus... Ce am visat și ce am încercat să conving pe toată lumea, uite că funcționează. Pentru că cei mai mulți ce au făcut? Au încercat să mă descurajeze. Au spus că criza i-a luat mințile astea.
Înțelegi? Credibil. Asta a fost cel mai, asta a fost punctul culminant. Când am văzut prima lună 85 de locuințe. Stăteau oameni coadă până în stradă. Stăteau coadă să vină ca la pâine. Pe timpuri, ca să cumpără locuințe la mine. Și ceilalți antreprenori unde erau? Au plecat aici? Toți. Nu mai era niciunul în țară, în Brașov. Bă, niciunul, știți, înseamnă niciunul. Dispăreau de azi pe mâine, dispăreau toate reclame din oraș. Și când am văzut că funcționează, s-au întors și știi că sunt acum la Brașov peste 50. Și cum te împaci cu concurența? Nu, la mine nu există noțiune de concurență. Niciodată nu m-a interesat nici măcar un pic concurența, pentru că m-am dus drumul meu. Și am spus, este loc pentru toți. Iar la mine a crescut vânzările, a crescut afacerea, cu toate că au venit tot mai mulți în Brașov. Eu n-am avut de suferit din cauza asta. De ce? Pentru că eu știu ceea ce e rezervat mie. Dumnezeu mie mi-o dă. Și nu vreau să spun cu conceptul ăsta multifuncțional ce va fi. Tu știi ce a spus specialiștii? O să vinzi minim 20.000 de bucăți pe lună. Pe plan mondial. Minim, asta e worst case. Eu cred că o să vând 50.000 pe lună. Pentru că asta va schimba tot ce înseamnă cultura locuințelor, tot. Și crede-mă, toate confirmările de care sunt put, le-am de dincolo. Și nu te tem când ți le ia din China, sincer, te întreb pentru a doua oară. Nu te tem de hoții ăștia care fură idei? Nu mă tem, pentru că l-am pe Dumnezeu. Și spun încă ceva. E atât de perfect făcut, la un preț atât de mic făcut. Asta e genialitatea în el, că ceva scump poate să vină cu orice prost. Poate să vină prostul ăla din China, tot de la mine o să o cumpără. Pentru că va fi made in Germany, diferența de preț va fi foarte mic. Și știți ce mi-a spus un italian, un arhitect? Mi-a spus, domnule, știi care piața ta va fi cea mai mare? Zic, care? Din China. Zic eu, păi eu o să cupez, o să fac. Zici, niciodată nu o să cumpere un made din China dacă tu vii cu made in Germany acolo. Niciodată în viață. Aha, niciodată. Dacă ești primii la Mercedes, primii care cumpără Ferrari. Păi eu ce spun? Și atunci te întreb pe tine, am să-mi fie frică de o concurență mondială? Eu oricum sunt convins de abia o să răzbesc ca să produc ceea ce o să vând. Și oricum o să vând doar atâta cât pot să o duc, așa e regula care ți-l dă la de sus. Tu știi câte neajunsuri am în viața mea și vine șeful și completează acolo unde nu pot. Tu înțelegi? Meseria mea de bază este tâmplar. Am făcut 3 ani de zile școală de tâmplărie. Eu o facultate dinăuntru n-am văzut-o niciodată, doar de afară. Și nici nu m-a interesat. Nici nu m-a interesat, niciodată. Păi și ce îi spune unuia care vrea să ajungă la fel de bogat ca tine? Și îi spune, domnule, ce să fac, merg la facultate sau nu? Nu. Îți spune și de ce. Tu ai ca inginer cât poți să câștigi, ca arhitect cât poți să câștigi, ca doctor cât poți să câștigi? Poți să câștigi? Da, câștigi. Dar vei rămâne mediocru în viața ta. Dar să faci diferența cum? Nu cu școală, tata, niciodată. Asta e convingerea mea. Ai nevoie de o bază de școală, normal. Dar, în rest, păi gândește-te că ai făcut facultate în Germania, lucram acolo, 8 ore ca prostul, vineam acasă, mă plângeam de milă, că nu ajunge la nimic, mă bucuram de un concediu pe an, și acum, tata, îmi iau cu elicopteră și mă plimb cu el. Acest elicopter este foarte util pentru noi, că avem mai multe proiecte din țară. Eu dacă vreau să mă duc la Constanța, într-o zi pot să mă duc și la Constanța și la Cluj. Pentru că mașina este imposibil, te duci la Constanța și ai pierdut ziua. Câți bani ai dat pe elicopter? 1.700.000. La 700.000? 1.700.000 de euro, da. Ai dat profitul de pe un bloc cu el? Bine ar fi dacă fi profitul de un bloc atâta. Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus tu în clipul tău, că nimic nu se întâmplă fără muncă. Nimic. Deci este o muncă. Bă, văd mult, bă, de-ai omul ăsta, atâtea blocuri și ce. Domnule, dar nimeni nu știe câtă muncă cruntă și cumplită este în spate. Care a fost momentul în care ai decis că aici este un teren bun? Din ce alte locuri ne mai putem lua inspirație când alegem un teren în imobiliare? Trebuie să te orientezi un pic ce infrastructură ai, ce potențial are pe viitor și ce potențial de extindere ai. Iar pe chestia asta am avut un prieten din Germania care lucrează la urbanism la Nürnberg, în oraș, și l-am chemat aici și mi-a spus clar, sunt două zone unde poate să se extinde Brașovul. Zona de nord
și în zona de tractor. Și atunci m-am decis atunci pe zona de nord. Cu toate că mulți m-au sunat, băi, ești nebun, cum se te duce acolo în zona aia, că zona aia nu-i bine văzută. Dom'le, eu mă duc acolo și îmi cresc propriul cartier. Dar acum, între timp, acolo trăiesc 15.000 de oameni. Vezi toate blocurile astea făcute noi, de noi. Încă ceva, eu, toată dezvoltarea imobiliară pe care avem, egal unde, în ce oraș, totul e vândut înainte să încep. Integral. Deci dacă vrei să cumperi la mine un apartament, n-ai ce să cumperi, doar în fază de proiect. Primești bani din fază de proiect? Tot. Tot este contractat înainte. Ai devenit un brand, tu în sine ai devenit un brand. Nu știu ce, toată țara știe de asta. Cum se construiește un brand? În afară de corectitudine, de muncă foarte mare și de inspirație divină, cum aș putea eu să-mi construiesc brandul? Eu fac Hollywood Villas și acum am deschis, n-am vândut o casă. Primii pași, trei pași, cei mai importanți când încep imobiliarele. Cel mai bine ar fi dacă, de exemplu, ai putea să faci o singură casă ca să demonstrezi ce faci. De acolo, dacă faci lucrul acesta, te ajută foarte mult. Că să faci o casă și să o faci brici cumva. Exact. Faci... Da, exact. Cu toate că tu, eu tot timpul le spui, băi, da, eu nu fac case la strung. Avem și noi neajunsuri. Dar întotdeauna le asumăm, că lucrăm cu oameni, că nu le fac eu, adică personal să zidesc și să fac, dar mi-asum, întotdeauna mi-asum lucruri pe care le fac. Asta e foarte important. Eu nu pot să vând o poveste că sunt perfect, sunt imperfect până la Dumnezeu. Însă, lucrurile care să zicem că ai un dezavantaj din el ca client, tu trebuie să te ocupi de chestia asta și să-l dezvolți într-un avantaj. Eu, toți clienții care îl pleam eu pentru mine sunt ca într-o familie extinsă. Pentru mine post-vânzare este mai importantă ca vânzarea în sine. Și din cauza asta eu am vânzări de 40% pe recomandare. Wow. Aici sunt mai mulți dezvoltatori, dar aia din față, din Vișiniu, este un proiect de al meu și mai avem și alte dezvoltări aici și ăsta e unul dintre ele. Aici avem practic 3 proiecte în zona asta. Care e obiectivul tău în România pe imobiliare? Unde vrei să ajungi? Biblia este o poveste. Un patron, să zicem în cuvintele noastre, i-a dat la angajat niște talanturi. Adică niște bani. Unul i-a dat, unul la altul i-a dat, trei la altul i-a dat 5. Dar toți după un an de zile, ăla cu 5 l-a dublat, ăla cu 3 l-a dublat, ăla cu 1 l-a îngropat. Și a spus așa că patronul n-a fost corect. I-a dat doar 1. Ceilalți a spus așa, voi doi, meritați mai mult și mergeți mai departe celălalt la exclus. Asta o să fie și mai imobiliară cu oamenii mei. Eu vreau să mă duc cu partea asta de Room Innovation, vreau să mă ajung la talie mondială, iar pe lângă asta eu am investit foarte mult bani în medicină. Iar acum e prea matur, nu prea matur, nu am voie că am semnat niște NDA-uri cu niște facultăți de renume mondial, avem niște chestii în medicină absolut senzaționale care nu există. Nu ți-e frică de moarte? Nu! De moarte? Păi dacă, fii atent, fiecare zi care o trăim este o zi mai aproape de veșnicie. Viața atât de scurtă și nesemnificativă. De asta spun, este foarte important, bă, ce fac? Ce las eu în spatele meu? Pe pământul acesta. Înțelegi? Că zic, bă, cândva o să zic că Maurer a fost un om corect și a păsat de oamenii. Asta ajunge să spună lumea de mine. Ce îi spune unui tânăr care visează să aibă elicopter și când spun asta nu mă rezum doar la obiectul în sine elicopter, ci vrea să aibă libertatea de a-și cumpăra când vrea el un elicopter. Ce îi spune să facă? Are 20 de ani, n-are niciun leu în buzunar. 3 lucruri. Prima dată, acum iar încep cu același lucru, baza este credința, a doua este muncă și perseverență. Să nu se lasă sub nicio formă descurajat de oricine ce ai spune lui. Bă, te-ai fost prost la școală, n-ai nimică, tu vrei să devii milionar? Da, mă, vreau să devii milionar. Eu mai țin minte când eram în Germania, aveam 17 ani și vedeam o Ferrari pe drum, a spus, o să am într-o zi Ferrari ăsta. Îmi desenam eu vilele pe desene, că-mi plăcea. Nu cred așa ceva. Pe bune. Și a spus, bă, o să o am. Cum desenai vilele pe desene? Făceai deseneam eu pe vilele cum puteam eu, că uite, așa vreau să arată casa mea și din astea. O să am o dată de chestia asta. Acum am 4 țări, am case, mă duc unde vreau să trăiesc. Dar de ce? Pentru că am muncit de numai Dumnezeu și eu știu cât am muncit și cât am suferit pe anumite chestii. Pentru că ce se întâmplă? Dacă tu vrei să faci un bine, diavolul întotdeauna încearcă să te destabilizeze, să te descurajeze. Și atunci n-ai voie să clachezi. Te duci mai departe.
Pentru că există, Dumnezeu zice așa, cine poate să fie împotriva mea dacă eu sunt cu tine? Nimeni. Ce îi spune unui tânăr sau unui antreprenor sau, mă rog, unui om cu experiență care vrea să meargă la următorul nivel, care vrea să ajute oamenii, care vrea să devină prosper, care vrea să se lupte pentru visurile lui și care spune, domnule, mie mi-e teamă să fiu înjurat și criticat. Ai fost vreodată criticat și înjurat? Eu? Ferească Dumnezeu, de milion de ori. Dar nu mă interesează asta, domnule. Dacă tu ai conștiința împăcată și e împăcat cu tine, păi poate să fie orice critică. Tu crezi că n-am cărcotași? Tu n-ai crezi că n-am critici? Deci nu poți să-ți imaginezi câte am, chiar din interiorul bisericii uneori. Înțelegi? Dar nu contează. Atâta timp ce ești criticat, existi. Și înseamnă că ai o semnificație. Dacă nu te mai critică nimeni, nu ești un nimeni. Da, tu ceea ce spui acum ar trebui să fie pus pe un banner mare în oraș. Nu ești criticat, nu existi. E fabulos. Dar ceilalți care nu pot să asimileze ceea ce spui tu acum. Auzi, nu toată lumea este făcută să fie antreprenor și să fie puternic. Pentru că Dumnezeu ne-a dat anumite calități. Dar ăla poate să fie bun în alt domeniu. Putem să fim toți antreprenori. Dar îți spun, cine vrea neapărat ajungă undeva, de ce vorbim noi acum, va ajunge, dar prin muncă, dar trebuie să înceapă cu cea mai joasă muncă dacă trebuie. Toate oportunitățile, pentru mine, orice oportunitate de a câștiga bani, eu m-am folosit de ea. Pentru mine era o onoare ca patronul meu să mă sună noapte la 2:30 să-l ajut că a rămas în pană. Pentru că eu, înseamnă că eu am fost omul ăla în care a avut cea mai mare încredere. Și chestia asta contează foarte mult. Muncă, 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 fără limite. Tatăl meu a fost cel mai harnic om ce poți să-ți imaginezi vreodată. Noaptea făcea cărămidă și ziua mergea la câmp. Dormea câte 3-4 ore, eu nu știu cum a rezistat. Asta m-a inspirat foarte mult să văd o perseverență. Tata niciodată n-a văzut munca acum, a văzut doar sfârșitul, când va fi munca terminată. Când mergeam cu el la câmp și așa mai departe. Asta m-a ajutat. Mai trăiește tatăl tău? Da, mai trăiește, da. Ce relație ești cu el? Cum ești cu el? Te inspiri? Cea mai bună relație posibilă cu părinții. Asta e oricum. Cine nu are relație bună cu părinții, pentru mine ăla nu este om. Păi mergem înapoi? Putem să mergem înapoi? Mai ai vreo mașină cumva? Un Porsche ceva? Am, dar nu aici. Las, că e bun și BMW-ul. Auzi, dacă știam, îți ziceam o 30, că atâtea am. Cât e de importantă mașina pentru un bărbat? Și în ce cauze bărbați se raportează la mașini? Deci, mașinile mele, nu mă raportez la mașini. Eu am cumpărat multe mașini oldtimer ca investiție. Am foarte multe. Și ăștia noi, eu le iau că îmi place să conduc. Da. Uite, de exemplu, familia de multe ori zboară cu elicopter și eu mă duc cu o mașină că îmi place. Iau Ferrari sau iau una de capotabil și mă duc cu ea. Care e mașina ta preferată din toată flota de mașini? Din toată? Cred că totuși Ferrari. Ferrari, nu? Da, de ce nu ți-ai luat Lamborghini? E mai spectaculos. Nu-mi place. De ce? Nu vreau să aud. În momentul în care copilul își dorește ceva. Da. El își stabilește drum în viață. Da. Și spune, mă pasionează pictura. Da. Și vine taică-sul și spune, tu trebuie să te faci doctor. Ce trebuie să facă copilul care are 18 ani și a terminat bacalaureatul? Să meargă pe drumul lui, care să facă ceea ce îi place. Nu ceea ce îi se impune cu părintele. Dacă păi, spus dacă că trebuie să ai o relație bună cu părintele. Păi nu contează asta, nu înseamnă că nu am relație bună. Tata m-a descurajat total să vin în România. Dar el a respectat chestia asta. Eu m-am dus pe drumul meu, dar aveam cea mai bună relație cu el. Că nu te afectează la relație dacă nu fac ce spune el. Bine, tatăl tău probabil a fost destul de înțelept ca să facă un pas în spate. Dar sunt părinți care îți bagă genunchiul în gât. Cum reacționezi cu ei? Nu, le respect mai departe, le iubesc. Să mă pare rău, dar eu mă duc pe drumul acesta. Și stau lângă el. Orice ar veni din partea lui, pentru că așa trebuie să respectăm părinții, dar nu sunt nicio formă, nu m-aș lăsa influențat să mă duc să fac ceea ce nu mi-ar place, doar că ei cred în gândirea lor că ceea cred ideea că e bine pentru mine. Ai numai 5.000 de euro, nu mai ai niciun leu, ai pierdut tot, absolut. Da. Cum îi multiplici? Mă duc și muncesc. Nu există o formulă magică. Mă duc și muncesc. Muncești până când? Să faci câți bani ca să ai să investești? Eu am făcut un business cu 35.000 de euro
și am ajuns la 8600 de locuințe. Cu 35.000 de euro investiți și cu peste 2 milioane, dacă iei și aportul pro 2.600.000 de euro datorii. Bun, da, ca exercițiu, dacă voi 10, 15, 20.000 de euro acum, ai face același lucru? Absolut. Știi ce aș face? Cu 20.000, 10.000, 15.000. M-aș duce și aș cota un să zicem, un deținător de un teren, da? M-aș duce și aș vinde locuința sau casa sau un big bloc în fază de proiect și aș genera bani și aș construi. N-aveam nicio problemă. Eu mă duc în ce oraș vrei tu acum și încep fără niciun ban. Da, fără niciun ban. Mă zic, domnule, uite aici, am proiectul, îl fac, fac un barter cu cel care face proiectul, vine ăla în combinație cu terenul, da? Că un partenerat, facem un partenerat pe afacerea asta și mă duc și îl vând în fază de proiect. Dar tu ai brand-ul. Dacă n-ai venit cu numele de Maurer, dacă te-ar chema Pantea? Scuze-mă, am avut un brand când am venit în România. Nu, am avut o poveste emoțională frumoasă. Am arătat omului că vrea să fac un lucru frumos, util și necesar pentru el. M-am dus și am făcut. Bine, acum în situația asta care eu aș putea să mă duc ca consilier și aș câștiga mulți bani. Mă duc la mulți, bă, vrei să prospere afacerea ta în domeniul ăsta care l-am făcut de atâția ani de zile? Uite, stau lângă tine două luni de zile și îți garantez. Mi-ai ridicat mingea la fileu acum. Dacă ar veni cineva și ar spune în felul următor: omule, vreau să fii consilierul meu și te plătesc cu ora. Cât valorează o oră de consultanță cu tine? Mă rog, ca un exercițiu de imaginație. Tu n-ai să mai fi niciodată consultant. Dar dacă ar fi să tarifezi, cât ai cere? N-aș cere nimic. Așa bine, ți-aș face gratis. Aș face gratis. Dacă îmi permite timpul, ți-aș face gratis. Și dacă n-ai face gratis? Dacă n-ai, trebuie să tarifezi. Valoarea acestor sfaturi pe baza experienței pe care le-am acumulat în viață și ți-am spus, baza lor este spiritualitate, n-ai putea să evoluezi în bani. Pentru că poți să-ți aducă atât de mult profit în care nu m-am gândit niciodată cât ar valora. Am intrat iar în orașul Maurer. Cât de important este marketingul? Cât de important este reclama în toată ecuația business-ului tău? Fii atent ce am făcut acum 12 ani de zile. Bă, n-am făcut niciodată o oră de marketing și n-am citit nicio carte de marketing. Ascultă-mă, nici o carte și nici o oră. Și ce am făcut? Bă, trebuie să fac un marketing sustenabil. Eu vreau să fac un marketing ca nimeni să scapă de mine. Și m-am dus. Am făcut TV, am băgat la radio, am băgat la ziare, am făcut punctele de lucru, am făcut punctele de lucru mobile. Peste tot am fost prezent. Când făceam sondaje, pe de unde ești? Cum de unde, domnule, dar sunteți peste tot. A venit dintr-o logică. Eu sunt un om foarte logic. Mă duc pe o logică, da? La ce nivel erai atunci când ai decis asta? Erai deja sus? Nu, cum? Nu a fost nimic aici. Avea Avangard în unul care era în cap. Apropo, în cap. Cu primul proiect în care am avut asociere, am intrat în insolvență. Știi ce am făcut eu? Am cumpărat toate bunurile la primul preț din proiectul ăla și am plătit toate datoriile. Cred că e unic în țara asta în care una intră în insolvență și tu preiei toate datoriile la prețul de strigare. Deci Avangard în unul undeva Rad acum a fost în situația. Și încă ceva. Eu stau în mijlocul clienților mei. Stai la apartament sau la casă? La apartament! Cum, nu stai la casă? Nu! Cum să... Am eu alte case, nu trebuie să mă duc eu aici. De ce? Eu vreau pentru că îmi iubesc locul, iubesc oamenii cu care stau aici. Acolo am apartament pe două nivele care e făcut pentru mine și stau în mijlocul clientului meu. Adică mai locuiești cu încă... Da, aici sunt 24 de apartamente, aici stau cu ei. Bineînțeles. Bine, mi-am făcut confort, îmi place. E clar, bun. Da, dar stau cu ei, bineînțeles. Și nu te-ai gândit să te muți la casă doar ca să stai în inima lor? Aici? Nu, pentru că așa îmi place. Nu că stau de fițe, nu-mi place că vreau, băi, hai să... Nu, stau că îmi place maxim. Atmosfera asta nu o să găsești în niciun ansamblu rezidențial din România, îți garantez. Aici e magie, frate, când ieși seara afară și te duci în parc. Vezi sute de copii, vezi sute de oameni care aleargă, care le place aici în cartier. Aici e diferența. Deci aici atmosfera de a trăi este una sfântă, extraordinară. Mă duc într-o casă sterilă, unde n-am socializare, n-am nimic. Eu vreau să socializez cu oamenii. Copiii mei socializează cu copii de aici.
Noi nu avem fițe, noi suntem oameni absolut normali. Și niciodată nu vreau să fiu altcumva. Ce, nu puteam să fac și eu o vilă, nu știu, pe drumul, pe el, undeva? Nu. Aici stau între oamenii mei, pentru că îmi place. Ce înseamnă reclama pentru un business? Cum vezi tu reclama pentru un business? Mi-ai spus că marketingul e important în economia afacerii tale și ai investit în marketing. Mulți văd marketingul ca fiind o cheltuială. Cum vezi marketingul și ce înseamnă reclama pentru un business și ce îi spune unuia care contestă că reclama e importantă? Orice contestare de chestia asta, să știi că pe mine nu mă interesează. Știi de ce? Pentru că lucrurile le fac extrem de sincer. Tot ce fac eu are o bază atât de sinceră și transparentă încât nu mă interesează cărcotași. Poate să spuneți orice, că fac dintr-un motiv sau fac pentru un motiv, nu mă interesează. Pentru mine este important eu să fiu cu mine însuși în păcat. În momentul în care ai spus că ai băgat în panouri stradale, de ce nu ți s-au părut scumpe panourile stradale? Sau online-ul, sau mă rog, pe digital, deci, în presă? Tu trebuie să asumi anumite sume în care tu le investești ca un fel de, să zicem așa, risc. Și după aceea trebuie să evaluez chestia asta. Nu pot să mă cuc ca o prostă să dau în marketing 3.000 de euro pe apartament, că nu se justifică. Deci aloc un buget, cum este cu conceptul acesta, acest buget după ce este alocat, eu vreau să văd cifre. E pe baza acestor cifre, eu ajustez sumele de marketing, bugetul de marketing. Doar așa funcționează. Și dacă bugetul de marketing nu are roade, ce faci? Penalizezi, îți dai angajați afară? Care e maniera? Dar n-am avut situația asta. Păi înseamnă că ai avut noroc. Nu există noroc. Cum selectezi un angajat care să multiplice banii pe care îi dai pe mână? Cum îl responsabilizezi și cum îl verifici după aia? Deci, eu sunt puțin atipic. Eu nu pun foarte mare presiune, de fapt nu pun presiune deloc pe angajați. Eu le încerc să le motivez. Eu vreau să se simte extrem de bine în munca pe care o fac. Pentru că și eu am fost cândva angajat. Și știu ce înseamnă să te duci cu drag la muncă sau să nu te duci cu drag la muncă. Pentru că Dumnezeu ne-a dat și partea cealaltă unde aveam niște colegi care încercau doar să se manifeste prin niște mobbing-uri. Știi ce înseamnă mobbing? Adică împotriva ta. Să creeze zâzanie, să se fie împotriva ta, cu toate că eram prieten cel mai bun cu patronul. Dar Dumnezeu m-a trimis prin școala aceasta să-mi arete cum să nu fac. Că el era foarte slab ca patron. Iar eu am învățat din chestia asta și eu vreau ca oamenii mei să vină cu foarte mult drag la muncă. Pentru că la muncă, până la urmă, petreci cel mai mult timp din timpul tău în care nu dormi. Corect? Cum procedezi când un angajat devine, nu știu, săcăitor sau nu știu, vrea să-i acorzi mai mult timp? Am avut angajați, nu numai atâtea, am avut angajați care inclusiv a încercat să mă șantajeze, în sens că îmi fac rău imaginii. Știi ce s-a întâmplat cu acest angajat? S-au auto-eliminat. Am avut mare noroc în business că la foarte puține angajați am fost nevoit să le dau afară. Le-a eliminat. Cum îl motivezi? Cum motivezi un angajat? Când angajezi un angajat, îți spun următorul lucru, că chiar că și vouă v-am spus. În momentul ce semnezi un contract cu Maurer, dacă nu ți se schimbă viața ta în trei direcții, doar în bine, spiritual, financiar și emoțional, vei pleca. Pentru că tu nu mi-aduci o plus valoare. Înseamnă că ești praf. Înseamnă că nu vrei, ești un puturos și ești dezinteresat. Dar dacă tu vei urmări principiile și ceea ce îți dau eu pe drum, în momentul ăla se va schimba tot. Și nu vrei să spui cum vin angajații, cum vin îmbrăcați, cu ce atitudine au și cum sunt după un an, doi, trei. Cu apartamente, cu țoale pe ele, cu concedii și toate ăștia care muncesc. Eu am o mare satisfacție să văd ăla schimbă mașina, vine cu altă țoală pe el, adică haine, și ce atitudine are. E vorba și de atitudinea ta. Dacă ești un om frustrat, negativist, ai o anumită atitudine. Eu îi văd la fața. Bă, ce cu fața asta? Ce cu fața? Tu vii cu fața asta la mine la muncă? Păi tu nu mă reprezinți cu asta. Tu trebuie să transmiți altceva. Să trebuie să fii fericire, mulțumire, satisfacție, tot ce vrei tu. Tu trebuie să schimbi. I-am spus, uite, acești doi colegi au venit acum. S-au angajat acum. Eu sunt convins, peste un an de zile, viața lor se va schimba. Dar în bine. O să am eu grijă de asta. Dacă nu, o să plece de la sine. Pentru că nu o să facă față la
cum să spun, la ceea ce am introdus sau implementat aici în societatea asta. Ce îi spune unui om trecut de 50 de ani care are ambiția să se reinventeze ca antreprenor, el stând o viață în postura de funcționar la stat? Adică, cum l-ai motivat? Ce îi spune? Are vreo șansă un om? Știi ce spune? Să, domnule, o întrebare. Ești mulțumit cu ce ai și cu ce ești? Dacă spune da, mă bucur tare mult să văd un om fericit. Domnule, ți-i foame? Nu ți-i bine? Nu ești mulțumit? Atunci mișcă-te. Ești din zona de confort. Deci urăsc zona de confort. Deci eu nu m-aș vedea niciodată în viață într-o zonă de confort. Tot timpul trebuie să ai o dinamică în viață. Trebuie să ai schimbări. Să ai acea mișcare. Da? Iar asta i-aș spune. Mă, vrei să ieși din zonă de confort? Nicio problemă. Atunci vino și îți dau niște sfaturi. Deci aici e secretul. Și eu cred că sunt foarte mulți oameni care sunt fericiți, care nu sunt milionari. Dar totuși, omul nu poate să fie fericit doar de a primi și de a nu face nimic. Eu acum, dacă ar veni cineva la mine să-mi dea, păi eu cred că aș fi cel mai mare frustrat. Nu poți să trăiești o viață de asta. Eu trebuie să fiu activ, să-mi las amprenta deasupra vieții mele. Și în primul rând a altora. Și dacă las amprenta deasupra vieții tale, automat se schimbă și viața mea. Asta înseamnă adevărată fericire și adevărată confirmare pentru ceea ce faci. Dacă noi nu avem apreciere, nu avem confirmare, nu avem cum să fim fericiți. Și eu am nevoie de o laudă și o confirmare. Indiferent ce am făcut până acum în viața mea. Ai nevoie, fiecare om are. De asta oamenii mei care sunt lângă mine, eu le mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Ăla când se trezește dimineața, vine la mine la muncă. Adică sacrifică un timp de-a lui. De-aia are aprecierea mea și respectul meu. Eu nu-l iau, angajat dacă tu nu iau altul. Niciodată e chestia asta. Pentru mine o fluctuație în firmă este cea mai gravă. Cea mai gravă. Înseamnă că ceva nu e ok. Ce îi spune unui antreprenor? Să-și plătească mai bine angajatul sau să petreacă mai mult timp cu angajatul? Nu, asta e o chestie relativă. Angajatul trebuie să-mi aducă atâta plus valoare, încât să-și merită leafa care îi o dau. Pe degeaba unul îmi câștigă doar 2000 de euro și eu îi dau 1500 de euro sau 2000 de euro ca salariu. Este un dezechilibru. Deci crezi că plata procentuală e mai bună decât plata fixă? Fiecare om are nevoie de o siguranță. Așa îi place omul. Eu nu sunt o modelă care tânjește după siguranță. Și nici n-am fost. Mi-a plăcut tot timpul să mă duc în zona de risc. Însă, cei mai mulți au nevoie de o anumită siguranță lunară. Însă, niciodată va exista un angajat în compania mea care nu va fi răsplătit dacă o duce plus mai mare, mai multă ca ceea ce are acum ca recompensă salarială. Niciodată în viață. Pentru că Dumnezeu mi-a dat atâta înțelepciune să mă duc să evaluez omul după munca pe care o depune. Mai repede sau mai târziu. Așa se va întâmpla. Cum vezi eșecul? Și ce a fost eșecul în viața ta? Eu cred că nu ajungeam aici dacă nu aveam eșecuri. Dar eșecul... Hai să o facem invers. Ce înseamnă eșec? Ce înseamnă la noi care trăim într-o țară civilizată, într-o zonă civilizată, în care... Care este eșecul? Eu mă raportez la oameni, la 25.000 de copii pe zi care mor de foame. Mă raportez la 1.000.000 de oameni care n-au un dolar în buzunar. Atunci, eșec? Care e noțiunea de eșec? Pentru mine nu există noțiunea clasică de eșec. Că am pierdut niște milioane. Păi, dar de unde le-am pierdut? De unde le-am pierdut? De unde am plecat? Cine mi le-a dat? Datorită cui am ajuns la milioane? Eu am pierdut foarte multe milioane. Da? Dar niciodată nu mă plâng eu de milă că am pierdut ceva. Păi de unde le-am pierdut? De unde am plecat? Și atunci, eu acum 15 ani de zile am avut ce am avut acum. Mi-a dat Dumnezeu un imperiu și atunci mă plâng că am și niște pierderi. El știe de ce. Poate că este o școală, poate că trebuie să trec prin anumite chestii ca să ajung la altceva. Dar nu există noțiunea asta de eșec pentru mine. Ce poți să-mi spui de forța visurilor? Crezi că un tânăr ar fi bine... să indica să viseze sau să fie mai ancorat în realitate? Este bine să fie ancorat în realitate, dar nu renunța niciodată la să visezi. Sub nicio formă să renunți. Eu îl motivez pe oamenii, mă, îndrăzniți, mă, să visați. Și ce le spun, mă, dacă aveți 20 de idei tâmpite și iese a doua și una,
O să faceți în pază înainte, nimeni nu o să vă condamnă pentru chestia. Dar îndrăzniți să visezi, visați. Eu am visat, ți-am spus, am visat una, alta, s-a îndeplinit. În momentul ăsta nici nu știu ce aș putea să mai îmi doresc. Afară de a face bine omului. Conceptul ăsta va face bine la sute de mii de oameni. Sunt 100% convins. Pentru că nu e o chestie de marketing, nu e o chestie că asta vreau să o visez. Nu, e o chestie, e o realitate implementată și arătată și palpabilă. Ce înseamnă să ai o viață de milionar? Ce înseamnă să fii milionar? Cum îi descrie viața unui milionar? E faină rău, știi de ce? Că cu banii care Dumnezeu ți le-a dat, tu poți să miști ceva, tu poți să faci ceva autentic. Tu ce faci fără bani? Ce faci? Nimic! Pot să fac eu proiecte fără bani, pot să fac eu proiecte caritabile, pot să fac alte proiecte, pot să investesc în... Hai să-ți dau un exemplu. Lumea se pare că a mai aflat că eu sunt... Mi-e place riscul. A venit pe masa mea partea de medicină. Știi cât a durat pe partea de medicină să mă decid ca să investesc? Cred că 5 minute. Știi de ce? Care a fost întrebarea? Ce înseamnă asta pentru om? Când am văzut ce înseamnă pentru om, am spus, da, mă bag. Și o să vedeți rezultatele. Una, a venit parte de energie. Ce înseamnă asta pentru om? Se va schimba. O să vezi ce se va întâmpla chestia de energie. Chestia asta la fel, cu conceptul ăsta. Ce înseamnă pentru om? Înțelegi? Și atunci lucrurile astea automat le faci când vine pe masa ta. Nu m-am gândit, bă, cum ar fi că nu știu ce, bă, sunt loserii care se gândesc așa, care își pierd timpul. Eu iau deciziile pe moment, intuitiv. Dar chestia asta nu poți să faci dacă ești leftă și nu ai nimic în buzunar. Asta poți să faci numai dacă... De asta e partea frumoasă. Într-adevăr, îți mai permiți o vilă în Tenerife, mai cumpăr câte o mașină, îți nicio chestie, dar nesemnificativă cu partea cealaltă care poți să miști. De pildă, eu de fiecare dată când trebuie să iau o decizie, simt că am mușchiul deciziei atrofiat și mă tem, cântăresc de mai multe ori până decid. Decizia pe care trebuie să iau, ce consecințe are? Ce consecințe are dacă iese? Tu înțelegi? Dacă eu am o inimă deschisă, am niște intențiile mele sunt curate, sunt nobile, bă, cum să există un eșec acolo? Nu există! Pentru că nu a existat un Dumnezeu. Eu nu mă folosesc Dumnezeu ca să mă ajută să fac ceva. Eu vreau doar să fac ceva pentru semenele meu. Asta vreau să fac. Și atunci, decizia de ce să fie grea dacă vine ăla și spune, mă, cu medicină, cu asta putem să facem asta și asta. Dom'le, dacă n-aș face, aș păcătui în fața lui Dumnezeu să nu o fac. Înseamnă că ignor oportunitatea care a venit. Asta este vorba și de asta, și de medicină, și de energie, și de orice vrei. Deci am avut eu niște frământări mari că eu livrez aceeași lucru de ani de zile. Dom'le, nu este posibil să livrăm aceeași structură, aceeași desfuncționalitate ani de zile. Și Dumnezeu mi-a dat, uite aici. Ați văzut ce s-a întâmplat în locuința asta? Asta este consecința. Asta va lăsa amprenta mondială. Înțelegi? Dacă vine cineva și zice, bă, hai să facem asta și acolo aș vedea niște chestii doar colaterale necurate sau ne... În momentul ăla pe mine m-ai pierdut. La revedere, pe mine, cu mine, nu. Cum îți dai seama că cineva vrea să te înșele, măcar parțial, nu să vină cu buldozerul? Cum îl simți pe cel incorrect? Hai să spun ceva. Am luat o țeapă acum de 1,5 milion de euro. M-a furat unul dintre cei mai apropiați oameni. Am intrat în instanță, mi-a cerut inclusiv insolvență, care a fost respinsă acum. Deci o șelăciune grosolană. Dar spun ceva, pentru mine nu contează asta. Și știi de ce? Dacă vin 10 oameni și dintre 10 oameni este unul hoț și mă fură, nu merită cei 9 ca să le întâmpi cu neîncredere. Pentru că ăia 9 sufere pentru un nesimțit sau un excroc, nu. Pentru că, repet încă o dată, eu nu sunt rău la pierdere. Pentru că știu ce am primit și Dumnezeu îmi va da înzecit mai mult ca ceea ce am pierdut. De ce? Pentru că cei 9 oameni le respect și le iubesc. Asta este mare diferență. Care chestii? Nu, adică, la întrebare încă o dată, să răspund. Nu mă tem de chestia asta de excroci. Nici nu vreau să-mi fac... De ce? Îmi ia multă din energia, îmi ia să pun pe balanță, bă, ăsta e hoț, ăsta e șmecher, ăsta nu știu ce. De ce? Eu îmi place să trăiesc liber, îmi place să trăiesc fericit și nu-mi pun foarte multe întrebări dacă mai iau câte una după ceaf. Dacă ar fi să predai în școli și să le spui elevilor așa, domnule, puneți-vă o întrebare. Aceasta este cea mai importantă întrebare pe care vă puteți adresa. Ce ei pune să se întrebe? Ce vrei tu din viața ta? Unde vrei să ajungi?
Eu știu unde vreau să ajung. Da, dacă mă gândesc numai, mă, să-mi fac o viață faină, că nu știu ce, omule, eșec. Poți să ai un succes pe moment, dar pe termen lung o să ai eșec. Țelul meu a fost altul. În primul rând, vreau ca viața asta să nu treacă pe lângă mine fără să las o amprentă serioasă în spatele meu. Dacă ar fi să iei o decizie, da, la nivelul sistemului de învățământ din România, dacă ai putea să schimbi ceva, dacă ai putea să dai o lege prin care să schimbăm tot sistemul de învățământ, care ar fi acea hotărâre pe care ai dat-o tu? În primul rând, sub nicio formă, deci eu consider că sistemul ăsta educațional este 80% e bullshit. Însă, dacă te duci și faci o evaluare a fiecărui copil și îl îndrum pe aptitudine lui, asta își face. Bă, pe mine, m-a învățat pe mine chimie și fizică, eram praf. N-aveam nicio treabă, nicio aptitudine, nimic. Bă, trebuia să o înveți. Bine, am învățat-o ca să trec, că nu mi-a făcut eu mari probleme cu chestia asta. Dar asta este cea mai mare prostie. Bă, tu bași pe un copil să învețe ceva unde n-are nicio aptitudine? Atunci, fă o evaluare și învață pe copilul unde este bun. Pentru că nu putem să trăim ca fără școală, e normal. Dar acolo este secretul de a schimba ceva în sistemul de învățământ. Dar numai acolo îl văd. A, și încă ceva. Aș introduce în școală o oră de religie. Nu de religie, de spiritualitate. Ca să vadă omul cu adevărat de unde pornește totul. Pe ce este bazată viața cu adevărat. Pentru că credința a dispărut. Tu vezi în politica noastră, mai vezi oameni credincioși, doar cu gura spun, bă, credem. Dom'le, dar crede prin fapte. Pentru că dacă tu cum spui la nevastă ta că o iubești și nu are prin fapte, o să zic că într-o zi, la revedere. Păi tată, totul ce scoți prin gură trebuie să o dovedești prin fapte. Iar mie mi se pare în societate cea mai mare lipsă este lipsa de credință. 100%. Ai copii? Da, sigur, 2 copii. Cum îți educi copiii ca să nu fie acuzați că sunt niște copii de bani gata? Cum îi educi și ei văd imperiul pe care l-ai? Văd ce ai creat, presupun că sunt conștienți de valoarea activelor tale. Cum îi educi să conducă imperiul pe care l-ai condus tu și să aibă aptitudinea să-l conducă? Pentru că ei ar putea să fie tentați să se relaxeze. Da. Am noroc că până acum copiii mei, sub nicio formă, nu sunt nici copii aroganți, sunt foarte smeriți, însă în permanent le spun. Totuși ce s-a întâmplat de aici, s-a întâmplat de două, construit pe două principii. Este foarte multă muncă și îi văd lucrul ăsta când stau la 12 noapte pe telefon. Și este doar datorită lui Dumnezeu. Eu niciodată nu spun tati a făcut. Eu niciodată spun eu am făcut. Noțiunea la mine nu există eu. La mine este noi. Pentru că eu fără echipa asta nu pot să fac nimic. Sunt nimic, sunt un zero. Da? Echipa în spate este cel mai important. Dumnezeu este cel mai important, că El ne-a dat totul ca să muncim. Iar echipa în spate este cel mai important. Eu nu pot să fac nimic singur. Corect? Asta îi spun la copii mereu. Și mereu, mereu, fiecare zi le spun lucrurile astea. I-ai încurajat să intre în afaceri? Sau i-ai încurajat să-ți descopere vocația și să meargă pe drumul lor? Că până la urmă trebuie să conducă cineva ceea ce ai. Nu, eu întotdeauna le voi încuraja să facă ceea ce le face plăcere. Și nu te tem că îi, fără să vrei, indirect îi motivezi către business? Nu, eu n-am temere asta. N-am nicio temere, niciodată n-am o temere de nimic. Temerea, singura temere mea este să mă depărtez de Dumnezeu. Asta ar fi singura temere. Și atunci mă se duce totul pe râpă. Însă copiii mei întotdeauna le voi sprijini. Bineînțeles, dacă sunt eu lucruri de normale, ca să facă ceea ce le place lor. Dacă vrea să se facă tractorist să se facă, n-am nicio problemă. Dar trebuie să facă ceea ce îi place. De asta eu niciodată nu judec pe un om care nu vrea să facă mai mult cât are. Îl judec doar atunci când se plânge că nu are ce-i trebuie și nu face nimic pentru asta. Atunci eu nebunesc. Care e cea mai importantă calitate a unui lider, a unui conducător? Știi ce am vrut să scriu eu pe cartea mea de fizică? Am vrut să scriu slujitor. Rolul meu este să-l slujesc pentru oamenii mei. Asta înseamnă lider. Ai înțeles ce spun? Deci eu trebuie să slujesc în primul rând lor. Înțelegi? Să muncesc pentru ei. Să le creionez niște drumuri. Să le arăt niște drumuri. Să am responsabilitatea aia, să le fie lor bine. Înțelegi? Asta este o aptitudine unui lider.
nu să le domin, să nu să arăt că eu sunt mare șmecher, mare șef, nu, să le fiu prieten, să le fiu, că este familia mea, o familie extinsă, cu mulți colegi, petreci mai mult timp ca cu familia ta și atunci nu le domin, să le vezi de la egal la egal, asta e liderul. Cum delegi competența? Că în mod normal un finanțator ar trebui să finanțeze business-ul care să fie condus de un general manager. Da. Îți este teamă să-ți delegi atribuțiile? Eu din potrivă, eu toți oameni care lucrează pentru mine cumva le implic în toate deciziile mele. Păi, asta nu înseamnă că le delegi competențele dacă îi implici în deciziile tale. Ar trebui să nu te implici în, să nu implici în deciziile tale, să decidă ei. Tocmai asta e delegarea. Ți-e teamă să le lași decizia în mână? Niciodată. Și dacă fac... Fără să decizi. Și fac, da, fără, și dacă fac greșel. Nu mi-e teamă. Hai să-ți dau un exemplu. Eram angajat. Eram șef de secție. Și a făcut femeia care lucra acolo, făcea ascuțitoare pentru Christian Dior. Și când se scria Christian Dior pe ascuțitorul ăla, îi lipsea o jumătate din punct de la ei. Bă, când am constatat 10.000 de bucăți erau de aruncat. Și ce am făcut? M-am sculat, m-am dus la patron, m-am zis așa. Ai două posibilități. Să mă ierți sau să mă dai afară. Că banii nu am eu de să-ți plătesc eu pentru paguba asta. Nu cred. Dar știi ce n-am făcut? Eu nu m-am dus la femeie și i-am spus la patron că femeia aia cu tare a greșit. Eu am greșit, că eu eram șeful ei. Înțelegi? Și știi ce a zis? Apreciezi cel mai mult pentru că ai venit de la mine și ți-ai asumat-o. Eu puteam să mă șamalizez, niciodată în viață n-aș fi făcut-o, că nu puteam să mă uit în oglindă. M-am dus și am recunoscut greșeala. Aprecia cel mai mult că nu am dat vina pe femeia, care i-a văzut fiecare în parte. Eu doar trebuia să mă duc inopinant la control, să văd un pic ce face ea. Nu m-am dus. Mi-am asumat-o. Cel mai important lucru. Asumă-ți în viață orice. Cum formezi un astfel de lider? De unde scoatem astfel de lideri ca tine? Cum îi găsim? E foarte greu. Dau un exemplu. Sunt patru feluri de angajați. Aia care nu fac ce le spui. De aceștia sper că nu am. Aia care fac ce le spun. 90%. Aia care fac ce nu le spui. Și ăla care să fac ce nu le spui și trage și pe ceilalți după el. Aia sunt lideri. Aia sunt lideri. Eu sper că am dat suficient exemplu. Și chiar am format niște lideri la mine în companie. Dar este foarte greu. Foarte greu să găsești. Prima dată trebuie să fie moral absolut, fără dubii. De acolo pornește totul. Să se asumă totul ceea ce îi spunea și să o vadă cumva ca afacerea lui. Dar este greu de la forma. Durează un timp, dar se poate, sigur că se poate. În afara familiei, deci da. Excludem familia. Da. Niciun membru al familiei tale. Dacă ar fi să stai un an de zile închis într-o temniță, da. alături de 5 persoane, fie că sunt vii sau au murit, de cine te-ai înconjura? Unul care îmi vine acum spontan este Beckenbauer. Și ce a spus Beckenbauer? O mare personalitate, că eu sunt mare microbist. Și ce a spus? Nu te costă nimic să dai un zâmbet, dar îi dai o mare binecuvântare a omului care îi transmis un zâmbet. Cum sună în german asta? A zis, kostet nichts, ein Lächeln kostet gar nichts. Aber dieses Lächeln, was das für die Menschen bedeutet, ist sehr, sehr wichtig. Da? Deci asta a spus Beckenbauer, mi-a plăcut extraordinar de mult. Tot timpul vedea cu un zâmbet. Și am întrebat, băi, cum te zâmbești? Zice, l-ajut eu pe omul celălalt dacă nu zâmbesc? L-ajut cu ceva, din potrivă, îl împovărez. Deci este unul, dacă luăm divinitate, clar că Iisus, asta e numărul 1. Detașat. 2. Detașat. Avem 2. Da. Este o Iosef din Biblie. Pentru mine este un exemplu senzațional de comportament cum a făcut-o prin povestea lui. Deci avem 3, nu? Da, mai avem 2. Să știi că m-a inspirat foarte mult și ultimul meu șef. Pentru că se comporta foarte frumos cu oamenii, cu toate că era de slab de a se impune, dar am învățat foarte mult. De exemplu, cu anumiți atenții. Bă, a văzut, dar zis, mă băga câte 100 de euro sau îți făcea un cadou, asta era foarte important pentru a îți arăta apreciere. Cine e fotbalistul preferat?
fotbalistul meu preferat actual? Da. Știi cine? Joshua Kimmich. Este, joacă la Bayern, joacă la închidere, la mijloc, dar știi de ce? Pentru că băiatul ăla are o perseverență, o ambiție, este un lider desăvârșit. Deci e incredibil ce lider e băiatul ăla, are 25 de ani, dar e un lider mai tare ca oricare. Deci aia se vede din orice mișcare care o are, un lider de asta pozitiv, senzațional. Cel mai bun jucător din toate timpurile la fotbal, cine crezi că a fost? Bă, eu cred că Maradona. Piste Ronaldinho? Ala n-a nicio treabă. Ronaldinho? Nu, Ronaldo vrei să zici. Nu Ronaldo, Ronaldinho. Nu. Care și la Barcelona. Nu. Maradona. Maradona cu eleganță. Pele nu l-am prins eu că juca în alte timpuri. Dar Maradona mi se pare cu o eleganță incredibilă. Incredibilă. Dar ca om... Și de la noi? De la noi? Român, cel mai bun. Mulți spun Hagi. Mie mi-a plăcut... Da, Hagi, poți să spui. Dar și Dobrin, Balaci. Da, Hagi, da. Joci fotbal? Da, normal. Joc și accidentat. Și cu cine joci? Cu oamenii tăi? Cu oamenii mei, sigur. Apropo de fotbal. Acum, eu... Să-mi fac o echipă să vin la Brașov, să te bat aici odată. Nu mă bați niciodată. Cum, dacă îmi fac echipă din toți, până am 1000 de angajați. Nu, las că ajunge mie 500 care am eu. Hai să spun ceva. Apropo de fotbal. Eu la multe vârstă și cu probleme care am avut cu genunchiul, eu nu mai aduc performanța aia care am adus. Îți spun ce s-a întâmplat de-aseară. Am fost de-aseară la fotbal. Am avut o problemă mare cu musculatura, dar eu din 10 meciuri și eu nu fac echipele. Atenție, nu fac eu echipele. Alții fac. Câștig 9. Dar știi de ce? Pentru că dacă mă duc acolo, disciplina este bombă. Acolo nu-i mișcă nimeni să facă fițe pe te teren. Lasă, că se tem să nu-i dai afară. Nu, n-ai înțeles, nu sunt angajații mei. A, nu? Nu, unii sunt. Dar suntem și alții de afară. Nu, dar în momentul ăla când zic, băi, că tot cu vie sunt alți oameni. Nu mă vin cu talente din ăștia, tată. Și gata. Ce e cel mai important la fotbal? Eu am făcut 9 ani de fotbal. Cel mai important la fotbal? Cel mai important la fotbal să fii serios și să muncești. Ca și în business. Munca. Păi noi am avut în Germania pe unul Buchwald. L-a ținut pe Maradona, omule. Ăla avea 1,90 și Maradona era pitic. Domnule, ăla n-avea talent, era antitalent. Dar pe munca lui a ajuns și nu știu câte, 80 de selecții a avut. Ca să vezi ce poți să faci din muncă. Deci unul care are ambiția aia poate să facă compenseze foarte mult și multe talenturile care le-a fost au dispărut când n-a muncit. Foarte mulți n-au muncit. Și avea talenturi. Deci munca este mai importantă decât talentul? 100%. Mult mai important. Mult mai important. Deci mulți s-au dus. Uite-te la două exemplu. Budescu și Alibek. Omule, iau niște talenturi. Putea să joace la orice echipă din Europa. Păi dacă le vezi cum sunt, zici că salteriști. Dar la cum să facă performanță? Că la nu muncește. Dar talent ce i-a dat Dumnezeu, incredibil. Vine cineva la 35 de ani și spune, domnule, muncesc 14 ore pe zi. De ce n-am banii tăi? Muncesc de rup. Dacă tu te duci, zici, ok, eu muncesc și te duci când ești doar la munca aia pe care o depui, nu vei progresa. Trebuie să-ți dorești să faci mai mult. Dar cum poți să fac mai mult? Ce se întâmplă cu un zidar? Bă, un zidar, ok, merge și zidește. Următorul pas care ar fi? Mă duc să fac o casă și să o vând. Vânzi una, două, a treia, ajungi să angajezi pe alții care să o facă. Asta e munca. Eu dacă aș fi zidar, m-aș duce și aș zidi o casă, aș face-o, aș vinde-o, aș duce niște bani, faci a doua, a treia, după aia te duci și angajezi și așa îți dezvolt business-ul. Dar dacă te duci la vizitar, bă, asta e meseria mea, sunt ok cu asta, mă duc cu asta până la bătrânețe. Ai o casă, ai făcut o casă, ai construit o casă. Da. Ești zidar. Da. Eu vin să cumpăr acea casă. Cum mă convingi tu să-ți cumpăr casa? Ce-mi spui? În primul rând te lași prin învălmuire. Bă, prima dată te întreb de familie, te întreb și ca să aflu un pic unde poți să te atingă emoțional. Da. Când te ating emoțional, așa, eu știu cum să te iau. Însă, eu îți spun cel mai mare secret acum din toată discuția pe care am avut-o. Eu prin rugăciune am aflat în câteva clipe niște secrete incredibile care niciodată nu mi-a venit. Și îți spun un exemplu. Am avut o mare problemă cu numele.
Am văzut că numele nu este în regulă. Ce am avut acum? Și urgent să avem alt nume. M-am rugat. Doamne, aveam sute de nume pe liste. Sute! M-am rugat, Doamne, acum am nevoie de Tine, dă-mi un nume. Mi-a venit Room Innovation. Toată lumea a zis, băi, incredibil. Nimeni nu s-a gândit la Room Innovation. Room Innovation este cel mai expresiv. Cu brandul ăsta tu l-ai botezat? Da, normal. Și am văzut că era rezervat, l-am cumpărat cu $2,290 din America și am luat domeniu. Asta poți să-ți... Până mâine dimineață spun experiențele din astea. Cu Dumnezeu îți ia 2 secunde. Cu tine poate să-ți ia 2 ani de zile și nu ajungi unde ajungi tu în cele 5 secunde care ți le dă Dumnezeu. Aici e mare secret. Te bazezi doar pe propriile tale puteri sau te bazezi și pe divinitate? Divinitate nu-ți dă în buzunar. Nu te îmbogățește. Tu trebuie să te pui la dispoziție. Dar El compensează, El completează unde tu ai neajunsuri. Pentru că noi nu suntem perfecți. Suntem imperfecți. Avem un milion de neajunsuri. Dar divinitate întotdeauna va interveni atunci unde vede că ești praf. Dacă te bazezi acolo. Tu înțelegi ce spun? Este cel mai important lucru. Știi cum poți să vorbești cu Dumnezeu ca cu un prieten? Doamne, dacă nu crezi în Tine, Doamne, nu cred în Tine. Vreau să văd dacă existi. Și stai în perseverență în chestia asta. Dumnezeu îți va arăta că va exista. Am un prieten care s-a dus la seminar de pocăiți, de baptiști, ca să demonstreze că nu există Dumnezeu. Acum este pastor și este doctor în teologie. S-a dus să demonstreze că nu există Dumnezeu. Înțelegi? Aici e mare secret. Noi putem să mergem să facem din propriile puteri. Putem. Dar niciodată nu ajungi la nivelul în care divinitatea ți-o dă. Niciodată în viață. Bogat sau împlinit? Împlinit, clar. Împlinirea. Dar eu cred că dacă împlinirea e mai greu dacă ți-e foame și n-ai. Înțelegi? Poate să fie și asta, mă rog. Dar mai ales în societatea noastră, dacă ai neajunsuri, e greu să fie neplinit. Îți dau un exemplu. Unde, acum, mai avem 5 minute. Fii atent, știi ce moftic eu maxim? Când vă bărbați, bă, care nu știe să-ți întrețină o femeie. Bă, eu nebunesc. Deci noi bărbați, un bărbat care nu știe să-ți răsfață femeia până la Dumnezeu și înapoi, să o țină acolo, mă, pentru că este sexul feminin și este mai slab. Și ei au pretenția să o trimită la juc, să-l trimită la muncă, vine acasă că vrea mâncare, după aia vrea și giugiulealea mai târziu. Păi femeia aia e epuizată, tată, e praf. Și prostul ăsta stă cu crace în sus la televizor și mai are și pretenții. Bă, pe aia mor, nebunesc. Pentru că nu este normal așa ceva. Tu ca bărbat, dacă ești bărbat, trebuie să ții pe femeia în puf. Dacă vrea să muncească, să o facă din plăcere. Doar din plăcere. Niciodată dintr-o nevoie. Ăștia sunt bărbați adevărați. Așa le-a spus și Dumnezeu. Tu trebuie să fii capul familiei, trebuie să ai nevoie, să ai grijă de femeia din casă. Ai aduce soția în business? Să faci business împreună cu soția? Dacă le-ar place, de ce nu? Dar trebuie să aduc un plus valoare. Poate să fie mama, tata, soție, indiferent. Nu duci valoare, hai pleacă, că mă încurci. Business-ul e dur, frate. Business-ul e dur. Deci business nu e doar giugiuleale din... Nu, business e unul dur. Dacă tu vii și mă încurci, te rog frumos, du-te acasă sau caută-ți altceva. Dar nu mergi. Câteodată e foarte greu să cerți un angajat. Să-i spui direct, să-l rănești. Nu ți-e teamă să nu rănești un angajat, că ești foarte direct. Niciodată. Niciodată. De ce? Pentru că el ia 5 zăhărele până îi dau o ceartă. Și atunci dacă nu înțelege, înseamnă că nu se pune potrivim. Deci eu sunt și ăla care le dau zăhărele și le lau și le dau aprecieri și mai departe. Și dacă nu-mi permit atunci, când văd o realitate, păi înseamnă că îl distrug, înseamnă că nu-l ajut. Necriticând un angajat când văd că greșește, păi înseamnă că îl distrug, înseamnă că nu-l iubesc. Eu dacă îl iubesc, trebuie să-l cert. Știi ce a făcut un antrenor de fotbal? Apropo, eram la junior în Germania, eram bun. Bă, și ăștia, fiecare meci mă ceta pe mine, urla numai numele meu. Bă, la un moment dat am izbucnit, l-am înjurat, am plecat de pe teren, zic gata. Și ce a venit la ăla? Vine la mine și m-a luat. Zic, bă, prostule, știi de ce tot te cer pe tine? Bă, la tine mă așteptăm, mă, la proști ăștia te n-am ce să aștept. De ce mă cer pe ăla? Ăla are capacitate limitată, bă, tu n-ai limite, mă. Bă, ia vezi ce ziceau că-s nebun, eram ca un sălbatic care am plecat, e plin de energie. Eram, eu când la condiție fizică, nu, antrenorul tot zicea, tu dai tonul. Bă, ăștia, eu făceam o rundă mai mult ca ei, mă.
Așa ambiție aveam în tot ce făceam. Iar legat de chestia asta, cu el, în momentul ăla eu am înțeles lecția. Eu am tăcut că știam, bă, asta o face că vrea să mă ajută pe mine. Iar un angaj, dacă nu se înțelege chestia asta, îmi pare rău. Dar nu poți să doar cerți. Dacă doar cerți, înseamnă că trebuie să-l dai afară. Sau ești tu praf ca lider. Presupunem că în fața ta sunt toți elevii din țara asta. Da. Și primești întrebare. Simon, ce sunt banii? Nu pe scurt, poți să răspunzi cât vrei tu. Ce sunt banii? Banii, din păcate, sunt un rău necesar în societatea asta. De ce spun asta? Pentru că unii sunt banii o binecuvântare, pentru alții este un blestem. Depinde cum îl gestionezi. Eu ți-am spus cum îl gestionezi banii cel mai corect. Pentru că dacă tu te vezi doar ca un gestionar a bunurilor pe care le ai și nu ți-asumi că tu ești mare șmecher și a câștigat bani, în momentul ăla n-ai cum să greșești în gestiunea lui. Lor. N-ai cum. Și atunci le spun, eu vă motivez pe toți să faceți tot ceea ce v-ați dorit, inclusiv partea financiară, mai important este partea spirituală și partea de mulțumire sufletească, dar asta nu poate să includă partea financiară. Automat o va include. Asta le-a spune. Dacă ai avea bani mulți, da, lichizi, da, i-ai păstra sau i-ai reinvesti? O lichiditate foarte mare de bani. Dacă le-aș păstra, înseamnă că aș fi cel mai nesimțit și nenorocit om. De ce? Pentru că aș ține doar pentru mine. Eu vreau ca tu tot să participe la ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Eu trebuie să mă duc să dezvolt. Să iau cel bun care mi-l dă, să-l dezvolt mai departe, să fac și mai mult bun. Nu țin doar să-l conserv pentru mine. Eu am obligație din bunul care mi-l dă să mă duc, cum am spus, cu talanturile în elicopter când eram. Să mă duc să-l dublez. Dar nu pentru mine, că tu mai mult ca trei mese mai pe zi și câteva mașini și câteva case nu poți să ai. Înțelegi? Eu de ce muncesc? De ce mă duc și să dezvolt ceva? De ce mă duc și investesc în invenții? Și de ce? Pentru mine? Nu. Nu am nevoie. Mă duc și dezvolt pentru alții. Asta este foarte important. Dar îți dă satisfacție ție, chiar dacă investezi pentru alții. Păi bineînțeles. Păi asta e singura, asta e cea mai mare satisfacție. Te duci să crezi, să le schimbi viețile în bine. Cum vezi societatea peste 50 de ani? Va dispărea partea de socializare. Deja suntem pe cea mai mare parte dispariția asta. Eu nu o văd bine. Nu o văd bine. Pentru că va dispărea chestia asta de suflet. Empatia va dispărea. Altruismul. Toate chestia sunt pe o cale mare de dispariție. Pentru că lipsesc lidere care baza lor le lipsește. Toată lumea este disperat doar să facă profituri și să fie acest individualiști și egoiști care le pasă doar de viețile lor. Și asta e foarte trist.